Că în ultima perioadă trântele sunt cam dese. Chiar dacă nu iubim foarte mult sportul de performanță, mai ales sporturile de contact, viața dă cu noi de pământ, contextul este de așa natură încât mulți și-au pierdut vlaga, și-au pierdut puterea de a rămâne în picioare în vremurile acestea. Ca să facem primul exercițiu de a sta în picioare, vă invit să vă ridicați. O să citim un cuvânt din Cartea Lui Dumnezeu de la 2 Samuel, capitolul 13, unde cuvântul Domnului spune astfel. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. O să vedem cât de mult a iubit-o. Amnon era atât de chinuit de -a, din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar Căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten, și să țineți minte lucrul acesta. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte de treabă. Era un om șiret, spune Scriptura. El a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și prefăte, făte bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a prefăcut bolnav. S-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei în lăuntrul odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeala, frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Lunda apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui, dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, scoateți pe toată lumea afară și toată lumea a ieșit afară de la el. Atunci Amnon a zis, Tamarei, adu mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său, Amnon, în odaie. Pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o și i-a zis, ea i-a i -a răspuns: Nu, frate, nu mă necinstit și nu se face așa ceva în Israel, nu facem mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte, -o, a silit-o, necinstit apoi, apoi, a necinstit-o. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și, -a zis, și i-a zis: Scoală-te și du-te. Ea i-a răspuns: nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care îi slujea a zis, izgonește o de la mine pe femeia aceasta. Scoate afară și închie în ușa după ea. Ea avea o rochiță, o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Dar Mar și a presărat cenușă pe cap și și-a sfâșiat haina pestriță a pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele Absalom i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui său Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că ne pe sora sa Tamar. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă așezați. Povestea lui Amnon este povestea unui tânăr care a avut harul deosebit de a se naște într-o familie regală, de a avea prestigiul acesta de a locui la palat, de a avea demnitate regală de a beneficia de toate privilegiile care veneau din poziția pe care el o avea. Însă povestea acestui om ne pune față în față cu un contrast izbitor. Dacă vreți, Amnon este fiul regal care din nefericire voi folosi un cuvânt puțin mai nepotrivit, însă dintr-un fiu regal, Amnon ajunge un ratat. În doi ani de zile pierde absolut totul și în cele din urmă este ucis. Amnon beneficiază de multe lucruri. Are harul deosebit să fie fiul lui David, privilegiul de a locui la palat, privilegiul de a avea slujitori, de a, fi, de a fi un tânăr important în generația lui. Ar fi putut să continue pe linia tatălui său, pe linia regală, să slujească lui Dumnezeu, însă omul acesta ratează într-un mod groasnic. Își pierde demnitatea regală și ajunge într-o situație de plâns, o situație din care nu mai poate scăpa pur și simplu. Dragilor, am cântat în seara aceasta despre privilegiul pe care îl avem de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu demnitate regală. Sigur, cei mai mulți dintre noi nu conștientizăm lucrul acesta acum. Ni se pare ceva de aproape, de apucat. Să dați în voie să vă spun că în momentul în care Dumnezeu a pus Duhul Său în noi, noi am dobândit demnitatea regală de a ne numi copiii ai Lui Dumnezeu. Auzi cineva de Silvia? Auzi cineva de Ioan? niciunul dintre voi. Silvia este mama mea pe care o iubesc și o respect și pe care o binecuvintez în numele Domnului Isus. Ioan este de asemenea tatăl meu. M-am născut într-o familie normală, o familie cu puține lucruri materiale, mixtă, mama credincioasă, tatăl mai puțin credincios. N-a auzit nimeni dintre dumneavoastră de părinții mei. Însă, dragilor, în istoria vieții mele m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Și de când m-am întâlnit cu El, am primit o nouă identitate. Asta nu mă face să nu-mi respect părinții. Mai mult, mă îndeamnă și Scriptura îmi poruncește să-mi iubesc și să-mi respect părinții. Dar, pe de altă parte, am dobândit și eu, și voi, și dumneavoastră demnitate regală. În psalmul 103 spune cuvântul lui Dumnezeu că El te încunonează cu bunătate și cu îndurare. Să știți că acel cuvânt, uh, tradus corect, ar însemna următorul lucru. El te îmbracă cu demnitate regală, devii fiu de rege, devii fică de rege. Și acesta este un privilegiu ca niciunul altul pe care îl putem dobândi în viața asta de acum. Unii dintre noi s-au născut în familii importante, cu renume, oameni bogați, oameni de afaceri, politicieni și au avut parte de anumite privilegii. Cei mai mulți dintre noi ne-am născut în familii normale, nu cu foarte multe privilegii și posibilități. Însă, din momentul în care am intrat în marea familie a lui Dumnezeu, lucrurile s-au schimbat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Amnon era la palat și în seara aceasta. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin cuvântul Său vom învăța câteva lucruri care usucă viața noastră. Și o să vorbim într-un mod concret, ținând cont de aspectele generale în care se scaldă generația noastră și de luptele intense pe care le dăm toți de aici, în mod egal. Dragilor, viața creștinului în Scriptură este anunțată ca fiind o progresie constantă. Viața creștinului trebuie să crească, să rodească, să înregistreze progres. Uitați-vă în psalmul 1, cine este uh, înrădăcinat în Hristos, cine stă în cuvântul lui Dumnezeu, cine rămâne în părtășie, cum spunea fratele Timotei, este un om prosper. Rădăcina determină rodirea, rădăcina determină durabilitatea, rădăcina în Hristos determină progresul constant și viața creștinului trebuie să fie determinată de un progres real și constant. Noi trebuie să creștem spre slava lui Dumnezeu. Există o pildă în Scriptură cu plămădeala pe care o pui și ea crește și se răspândește. Așa trebuie să fie și viața credinciosului. Ca un sportiv de performanță care se antrenează, el trebuie să înregistreze progres. La fiecare final de an se trăgea linia și am făcut planul de pregătire pentru anul viitor 2023-2024 și uitându-mă peste rezultate am constatat că suntem mult mai bine față de anul competițional precedent. Pe de altă parte, o spun spre slava lui Dumnezeu că uneori Dumnezeu mi-a închis uși și le-a deschis atunci când toată atenția trebuie să fie pe el. Am încheiat anul acesta, secția masculină de gimnastică din cadrul clubului Steaua a câștigat și trofeul Nicolae Vieru pentru cea mai bună secție din cadrul Federației. Clubul Steaua, sub a cărui coordonare eu sunt antrenorul coordonator de acolo, dar toată slava este a lui Dumnezeu. Mă bucur că am văzut progres constant. Nu în toți anii am constatat un progres atât de constant cum și în viața de credință nu găsim întotdeauna un progres constant. Din nefericire, dragilor, uitându-ne la viața celor mai mulți uh, tineri, constatăm ca o formă de slăbire, ca o formă de veștejire, ca o formă de uscare în viața lor. Nu mai vezi entuziasmul acela debordant, nu mai vezi forța aceea morală, nu mai vezi dorința după părtășie, nu-i mai vezi pasionați în timpul închinării, nu-i mai vezi dornici să evangelizeze, pentru că ceva îi consumă, ceva îi usucă, ceva ne usucă. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom găsi câteva lucruri foarte importante cu care ne luptăm și care usucă viața noastră. Dragilor, întâi de toate, uitându-ne la viața lui Amnon, constatăm că primul lucru care i-a uscat viața a fost plictiseala. Plictisial. Un lucru care este prezent în viața fiecărui tânăr. Într-o societate cu atâtea forme de divertisment, cei mai mulți tineri sunt plictisiți. Amnon este la palat, este fiu regal, are slujitori, dar nu are nicio atribuție regală. Nu-l vedem în zona militară nu-l vedem să interprindă acțiuni, lucrări, să deschidă departamente, să slujească împreună cu tatăl său, să fie interesat de soarta lui spirituală, îl găsim pe Amnon în palat plictisit. Și primul lucru care usucă viața noastră, dragilor, este plictiseala. Și plictiseala vine în urma lenei care ne consumă. Lenea nu, nu, nu conservă viața, ci o consumă. Primul lucru care a dus la această tragedie de a face dintr-un fiu regal un ratat, a fost plictiseală. Îl găsim pe omul acesta, pe Amnon, plictisit, pentru că era leneș, pentru că era trândav, pentru că era comod. În toată acțiunea, pe Amnon îl găsim în palat, îl găsim pe gânduri, nu activități fizice, nu activități sociale, nu activități spirituale, nu activități militare, îl găsim consumând în pat lenea, confortul plictiseală. Și atunci când ai mult timp de gândit, atunci când ești plictisit de viață, atunci se urcă la mintea ta cele mai tenebre și sinistre gânduri posibile care ar putea să se urce vreodată în mintea noastră. Problema cea mai mare a generației noastre este că tinerii se usucă de plictiseală. Sunt obosiți în urma faptului că n-au făcut nimic deosebit în viața lor și asta este o constatare reală pe care nu o Uh, uh, nu o prezintă doar Alin Jivan, ci o prezintă specialiștii. Specialiștii spun că tinerii se confruntă cu o plictiseală cumplită, în ciuda tuturor formelor de divertisment actuale. Societatea este plină de forme de divertisment. Uitându-ne la Amnon, dragilor, constatăm că primul lucru care îl usucă de viață, de a-și atinge potențialul, de a-și stabili niște atribuții regale ca să continue linia a tatălui său și în viața spirituală, și în linia militară, și în linia socială. Pe el nu-l vedem pe teren. Pe omul acesta îl vedem în palat, cu mâna în buzunar, în halat, în papuși de casă, mai cheamă un slujitor, îi zice mai adun ceva să mănânc, stă prin pat, îi vin tot felul de gânduri, de idei, îi vin, se urcă la mintea lui tot felul de gânduri morale, îl vedem consumat și omul acesta începe să se usuce. Primul lucru pe care îl găsim în viața tinerilor, să știți, lucru care îi usucă, este plictisiala care vine în urma faptului că tinerii n-au stabilit obiective înalte, nu au atribuții serioase pe care să le împlinească. În contrast cu el, David, când a fost adolescent, în perioada de pubertate, dați-mi voie să vă spun că David. A ieșit din perioada de pubertate cu un succes real, cu un progres real în viața lui. În schimb, Amnon amnon este tânărul plictisit, leneș, trândav, care se usucă pe picioare. Și atunci când nu faci ceva concret, David nu făcea nimic deosebit în viața lui, decât să-și asculte părinții. David respecta uh, atribuțiile din cadrul familiei. Tatălui l-a trimis la oi. N-a fost nimic deosebit în viața lui David. În viața lui Amnon, Amnon stă la palat. Și uneori confortul ne ucide, ne usucă lent. Avem confort suficient de care dispunem astăzi. Însă, dragilor, primul lucru care usucă viața tinerilor este plictiseala, nevroza astenică, care consumă energia pe nimic. Absolut nimic. Plictiseala, dragilor, înseamnă Dezinteres față de Dumnezeu, față de chemare pe care Dumnezeu i-a făcut-o, față de viață, față de propria persoană, față de familie, față de cei din jur, față de viitorul nostru, față de viața veșnică. Uitați-vă, de exemplu, la Iosia, la 16 ani, la 8 ani este un împărat, la 16 ani, la perioada aceea când abia treci de pubertate și. Toate energiile și instinctele sunt amplificate, dorințe pe care cu greu le stăpânești, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Că Iosia, la 16 ani, pornește în cea mai mare căutare a vieții lui. Spune că la 16 ani a început să caute pe Dumnezeu. Un adolescent care a început să caute pe Dumnezeu. La 20 de ani, Iosia. Pornește cea mai re mare reformă în poporul Israel și ajunge unul dintre cei mai mari reformatori pe care i-a cunoscut istoria. În schimb, Abnon este plictisit. Se luptă cu demonii, demonul plictiselii. Știți că există și o carte, demonul amiezii. În mod deosebit vorbesc călugării, cei care trăiesc o viață monahală, o viață în pustiu, despre demonul amiezii, cel care călărește viața celor care nu prea au multe lucruri de făcut din nefericire. Că e o greșeală să te retragi din sânul societății, din sânul familiei, din sânul bisericii și să te duci undeva sus că toate ideile rămân aici. Amnon este la palat și primul lucru care îl usucă pe Amnon este plictiseala, pentru că el nu îndeplinește nicio atribuție regală, militară, socială, nu-i responsabil față de propria persoană, nu-i responsabil față de uh, uh, chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o, nu-i responsabil de nimic. Pe omul acesta nu-l interesează absolut nimic. Este copleșit, este dominat, este câștigat de plictisială, de lene și în momentul în care stai și nu faci nimic, îți vin cele mai sinistre idei în minte. De să țineți minte că toate... Toate lucrurile despre care vom vorbi în seara aceasta încep cu litera P. Întâi de toate plictiseală. Al doilea lucru, dragilor, pe care îl constatăm, este că după plictiseală, al doilea lucru care îl consumă pe David, este pofta. După plictiseală, al doilea lucru care îl consumă, care îl usucă pe David, am zis, iertați-mă, pe Amnon, este pofta pofta care devine patimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Dragilor, pofta lui Amnon devine obsesie. Pofta l-a chinuit neîncetat. Amnon a devenit obsedat, a devenit pur și simplu maniac. Pofta aceasta, să știți că pentru mulți, a devenit un călău. Un stăpân violent și crud, un monstru înfometat care mănâncă din oameni și crește consumând din ei dorințe. Al doilea lucru cu care se luptă societatea noastră și se luptă tineretul nostru este pofta care se ridică la nivel de patimă. Pentru că atunci când te plictisești, diavolul îți dă de lucru și amplifică dorințele și te duce în zona aceasta în care pofta devine patimă. El nu iubea, pentru că el nu avea gânduri de căsătorie cu Tamar. El pur și simplu era consumat, era obsedat de anumite gânduri sinistre care i-au intrat în cap și l-au chinuit. Să știți că mulți tineri din nefericire hrănesc acest monstru. El pare drăguț la început, pare inofensiv la început. Însă, dragilor, el crește și în cele din urmă devorează. Devorează. Biblia spune că oamenii au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, adică de imoralitate, toate formele de imoralitate, de conduită libertină, întreaga cultură, dragilor, din care facem și noi parte, este cufundată în imoralitate. Muzica, filmele, revistele, emisiunile, întreaga cultură este cufundată, inundată în imoralitate. Cum și în vremea lui Noe, în vremea lui Noe, să știți că au fost două inundații. Întâi de toate oamenii au fost inundați în păcat, în imoralitate, în distrugere, în violență și apoi a venit abia inundația pe care Dumnezeu a trimis-o. Lumea modernă a desfigurat imaginea femeii. Pe de altă parte, bărbații și-au pierdut, s-au pierdut cu firea și-au căzut pradă acestui monstru. Al doilea lucru care usucă viața tinerilor, viața creștinilor, care nu mai au autoritate morală, nu mai au forță în închinare, nu mai au posibilitatea să aspire la nobil, la înalt, să creeze artă cu Dumnezeu, este pofta care devine patimă. Pentru că ea apare inofensivă la început, dar este un monstru cu o față drăguță care în cele din urmă va devora viața tuturor celor care se angajează în astfel de fapte. Amnon plictisit ajunge să fie cuprins de poftă pentru că Biblia are un mesaj pentru tineri în privința aceasta: Fugi de poftele tinereții! Și asta știți ce înseamnă? Că Amnon trebuia să aibă atribuții regale, atribuții militare, atribuții sociale, că trebuia să fie permanent activ, implicat în viața de la palat, în zona militară, în viața spirituală, în toate activitățile. Care erau desfășurate sub privirile. Dar el este retras. Pur și simplu este retras. Își creează cadrul potrivit să-și ruineze viața, să ajungă dintr-un fiu regal un mare ratat. Pofta care devine patimă. Vedeți? Amnon nu se gândea la căsătorie. El voia doar să-și să satisfacă poftele. Amnon nu iubea pe Tamar. Pur și simplu o poftea. Pentru că tinerii nu mai fac diferența ei confundă dragostea cu patima, cu pofta. Și uitându-mă la viața lui David, deseori mă văd în imaginea lui David, într-un alt context. Văd o mulțime de lupi răpitori care se apropie de tinerele din biserică, dominați de poftă, nu de dragoste, de poftă, și văd că se consumați de poftă și stric cât pot de tare în dreptul acelor tinere, aveți mare grijă, că aici nu este vorba de dragoste, aici este, de, este vorba despre poftă absolută. Fiți cu grijă! Unele fete au ascultat spre beneficiul vieților, altele n-au ascultat și au fost devorate de pofta unor oameni care nu l-au pe Dumnezeu în viața lor. Dragilor, al doilea lucru în mod concret care consumă și usucă viața tinerilor, este pofta care ajunge la grad de patima. Fugi de poftele tinereții, spune cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă o viață activă, o viață disciplinată, fără de care. Suntem penticostali, da? Eu vă spun ceva ce nu se vă plac azi. Duhul Sfânt va ridica pe toți cei care cred și se apropie de Dumnezeu în seara aceasta în mod absolut. Vă spun cu toată credința și în mod profetic, dacă vreți, pe toți cei care se apropie de Dumnezeu. Sângele lui Hristos îi va curăța și îi va ridica Dumnezeu pe toți cei care se apropie de Hristos. Dar, dacă mâine nu continuăm disciplina, disciplinele spirituale, vom ajunge din nou în același impas. Pofta trebuie biruită printr-o disciplină serioasă, un angajament solemn. De a respecta atribuțiile regale, demnitatea regală, că dacă suntem fiși și fiice a lui Dumnezeu, nu ne putem arunca oricum în noroi. Al treilea lucru care usucă viața tinerilor. Prietenii și reți și părerile lor. Nu mai există o linie de demarcație între creștini și necreștini. Între pocăiți și nepocăiți. Îmi place să stau cu oamenii ăștia din lume pentru că mă simt mai bine printre ei. Sunt mai de treabă un pic. Nu mai există distinție între credincioși și necredincioși. Uneori ne temem să creăm o separare între activitățile lor și activitățile noastre. Numai să nu zică oamenii că suntem nebuni. Când m-am pocăit, recunosc că am fost puțin radical, dar a trebuit să mă separ de toate activitățile în care erau implicați colegii mei. Întâi de toate au zis, ești un nebun. Și am zis, sunt nebun. Ok, sunt nebun. Nu mai mergeam la glume cu ei, nu mai mergeam la discoteci cu ei, nu mai mergeam la cluburi cu ei. Astăzi vezi tineri care după ce pleacă de la biserică, nu e o poveste inventată de mine doar ca să spun ceva în timpul predicii. Vezi tineri care pleacă de la biserică și se duc în paburi, care beau bere cu oamenii din lume, că cu iudeu te faci iudeu, cu grecul te faci grec, nu mai există, domne nicio diferență între noi. Și din nefericire, al treilea lucru care usucă viața tinerilor sunt prietenii și reți. Și părerile lor și rete. Amnon avea un prieten, spune uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu, numit Ionadab, fiul lui și mea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte, un om foarte și ret. Biblia spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Prietenul lui Amnon nu l-a ajutat, ci l-a distrus, l-a ruinat, a făcut dintr-un fiu regal un ratat. Dragii mei, ce fel de prieteni aveți? Biblia spune că cine umblă cu înțelepții se va înțelepți, dar un tovarăș de nebuni va fi nimicit, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți în seara aceasta după ce închem slujba la cei care și-au ruinat familiile, la cei care au ajuns alcoolici, la cei care au probleme cu drogurile, la tinerele care și-au ruinat viața și întrebați-le cum au ajuns acolo și o să vă spună, am avut un prieten am avut o prietenă. Am avut pe cineva care m-a inițiat, m-a condus, mi-a explicat, mi-a prezentat. A treia mare problemă cu care ne confruntăm noi, creștinii, lucru care usucă viața noastră, sunt prietenii cu care, pentru care ar trebui să ne rugăm, dar nu să colaborăm și nu să activăm împreună în aceleași acte de imoralitate. Nu există să fii pocăit și să te duci în pub, să te duci în club, să te duci în discotecă, să te duci la uh, restaurant cu oamenii din lume, acolo unde se vorbesc toate prostiile posibile. Nu există așa ceva. Am un coleg care, creștin fiind, într-o zi l-au luat și l-au ridiculizat toți ceilalți. Și au zis, fanaticule ce ești cu Dumnezeul tău. Azi e ziua de naștere a colegului tău, Robert, și nu poți să vii și tu la terasă să stai cu noi. Bei și tu un suc. Te bate Dumnezeu dacă bei un suc cu noi? S-a îmbrăcat, s-a dus cu ei la terasă. La terasă i-a zis, da, chiar așa absurd de Dumnezeul tău? Dea domne și tu o bere. Ce are? Că bei o bere. Zice, eu n-am băut în viața mea, zice Dani, colegul acesta al meu. Ia domne și tu o bere. Și le zic domne, pentru că au creat presiune pe mine, am băut o bere. Și după ce am băut o bere, am început să văd lumea diferit. Și mi-au mai adus o bere. Și după ce am băut uh, încă jumătate de bere, am început să vărs pe masă, pe mine. Și a doua zi strigau, pocăitul s-a îmbătat, a căzut la masă și... arată în prietenii tăi și îți voi arăta viitorul tău. arată în prietenii tăi și îți voi arăta direcția ta spirituală. arată în prietenii tăi și îți voi arăta ce obiceiuri vei avea în curând. Cei cu care ne asociem, dragilor, ne pot ajuta fie să ne apropiem de Domnul, fie să ne alunge mai departe. Pentru că cine umblă cu înțelepții, se vor înțelepți, dar un tovarăș de nebuni, spune Scriptura, Va fi nimicit. Ionadab nu era interesat să-l ajute pe Amnon să rămână pur. Nu era interesat să facă treaba asta. Ionadab era mai interesat să-i placă lui Amnon decât să-l ajute cu adevărat. Ionadab l-a sfătuit pe Amnon să împlinească pofta cărnii când a trebuit să-l ajute să controleze această poftă. Și acum, țineți minte ce vă spun. Ionadab ar fi putut rosti un cuvânt de precauție, dar a rostit un cuvânt de perversiune. Prietenii falși, șireți, oamenii nenăscuți din nou, cu care ne angajăm în multe forme de divertisment. Asocierile rele duc adesea la dorințele greșite, dau direcții proaste, conduc la lipsa de discernământ, rezultă deseori întinarea conduc la diviziuni între familie și prieteni, distrug mărturia noastră, poate să ducă la moarte. Fugi de prietenii vicleni și de părerile lor. Ionadab ar fi putut rosti un cuvânt de precauție, dar a rostit un mesaj de perversiune. Și fiți atenți ce i-a spus. El a zis, pentru ce te usuci? A constatat și Ionadab că se usca Amnon. Pentru ce te usuși din zi în zi, tu fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalon, Ionadab. A, Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și fă bolnav. A rostit un mesaj de perversiune, nu de precauție. Ar fi putut să zic că tu ești sănătos la cap? Revinoți. Reați atribuțiile regale. Trăiește cu demnitate, trăiește frumos, e o, e, o, e o poftă care te consumă leneșule. Dar eu n-adapt ce zic, nu, ești foarte bine. Când colegii mei s-au întors la Dumnezeu, Ricky și Nadina, când i-au chemat să-i tragă la răspundere că s-au separat din camere, că au trăit până atunci împreună, toți colegilor au, au râs de ei. Federația, antrenorii au zis, voi sunteți nebuni? De ce v-ați separat din camere? Și au zis, pentru că am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și până la căsătorie vom rămâne separați. Vom rămâne separați. Iona Dabi a zis, culcă te pat și fete bolnav. Deci, dragilor, al treilea lucru, prietenii vicleni, prietenii și reți. Iubiți pe toți oamenii, respectați pe toți oamenii dar nu colaborați cu toți oamenii. Nu aveți părtășie, să nu aveți părtășie cu toți oamenii. Nu intrați în forme de divertisment cu toți oamenii. Nu intrați în toate discuțiile cu toți oamenii. Deseori ne luptăm să smulgem tinerele și tinerii din gura unor lupi răpitori. Din gura unor oameni care sunt puși pe rău, pur și simplu. Prietenii din acestea care usucă viața spirituală, Ace viața spirituală celor mai mulți creștini. Al patrulea lucru, dragilor, este faptul că Amnon era un om prefăcut. Să știți că un om plictisit, un om dominat de poftă, un om... Astea toate se leagă care are prieteni, vicleni și reți, că cine se seamănă se adună, așa spune uh, un proverb, da. Oamenii aceștia dezvoltă tehnici de camuflare. Devin falși, devin ipocriți, prefăcuți. Și a patra problemă pe care o constatăm, dragilor, este că omul acesta, Amnon, a fost un om prefăcut a reușit să dezvolte tehnici să păcălească pe toată lumea. Inclusiv pe tatăl său David l-a păcălit. Pe toți a păcălit și pe sora lui, pe toți a reușit să-i păcălească, pentru că era un om prefăcut. Amnon, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a culcat și s-a făcut, s-a prefăcut bolnav. Din nefericire, Amnon era un om fals, un ipocrit, duplicitar. A jucat toată viața la dublu când regula de aur era să fie doar el însuși. Prefăcătoria în vremurile astea e la cote maxime. Am întâlnit persoane care plângeau în fața mea și negau anumite lucruri când aveam dovezile clare că lucrurile așa s-au petrecut. Și mă, mă întrebau, domne, ce școală te învață să fii atât de prefăcut? Cum reușești să dezvolți forme de camuflare la nivelul ăsta, încât să înșeli opinia publică, să înșeli pe toți oamenii, în așa fel încât să dobândești credit și credibilitate în continuare. Amnon era un prefăcut și asta i-a consumat viața. El n-a fost sincer cu el niciodată, nici cu ceilalți din jur. Prefăcându-se bolnav, Amnon a, -a demenit o pe Tamar să vină la patul lui. Chipurile. Avea nevoie de asistență medicală. Sunt mulți care joacă cartea asta. Nu mă simt bine, nu mă simt confortabil, uite, te-am sunat pe tine, dar știi ce se întâmplă? El o sună pe ea și uneori el o sună pe nevasta altuia. Sau ea îl sună pe el pentru consiliere. Auzi, uite, am o problemă în viața mea, ai putea să mă ajuți, dar Păstori nu sunt, consilier nu sunt, slujitor nu sunt. Oamenii prefăcuți, oamenii falși au planuri ascunse, dragilor. Pavel spune că oamenii au ajuns plini de orice fel de viclenie. Viclenia este înțelepciunea folosită într-un scop rău. Este o atitudine înșelătoare, specifică celor ce caută să profite de pe urma celor de lângă ei. Viclenia, perfidia, înșelătoria, șmecheria sunt practicate în toate structurile. Lumea este plină de oameni prefăcuți, ipocriți. Să ieșim din zona aceasta. Am întâlnit o doamnă bătrână cu o poveste lacrimogenă, cu branul în mână cu patru copii acasă, săracă, dormea pe pământ. Domne, am plâns cu ea. Ai mă, săraca, femeie. Mă. Hai să o ajutăm. Și în fiecare duminică, 500 de lei, 1000 de lei, și din buzunarul meu, și de la biserică, și din... Am întrebat-o, nu vreți să vă botezați? Zice, bă da, vreau să mă și botez. Vine cu branula în mână, cu documente medicale. Noi ne-am mai uitat la documentele medicale, le avea cu ea, că... Ați văzut și ea care vin pe stradă să ceară bani pentru nu știu cazuri? Ați niște. trimiteți-i acasă. Nu le dați niciodată bani la oamenii care vin cu cazuri speciale, cu copii bolnavi și. vedeți-vă de treabă. Ați niște șarlatani cu acte în regulă. Femeia aceasta a venit cu branul în mână, a intrat în apa botezului. Câteva sute de oameni au început să plângă când au auzit povestea ei. Biserica a încărcat-o cu daruri, cu tot ce a avut nevoie, cu biciclete pentru copii. Și când ne-am dus acasă să o căutăm, am constatat că e doar o poveste inventată. S-a și botezat, domne, o femeie în vârstă. Am început să. Eu am crezut că sunt un tip care își mai dă seama așa de oameni, dar am realizat că e au tehnici prea bune. Am plâns pe o poveste inventată, nu numai eu, și sute de oameni din biserică. Păi omul acesta amnon era în stare să te facă să plângă, să plângi. Cât de bolnav e, cât de greu e. Acum, dragilor, vreau să mă, să mă apropii de încheiere. Omul acesta, Amnon, a fost un om plictisit. A fost un om dominat de poftă. A avut prieteni și reți, anturaje nepotrivite. A fost un om, a devenit un om prefăcut și din nefericire omul acesta nu s-a gândit niciodată la pagube am stat de vorbă cu cineva de curând și am spus, te rog frumos, dincolo de toate situațiile pe care le creezi, te rog din toată inima, gândește-te și la pagube. Gândiți-vă la câștig, că cine rabdă ispita va primi cununa vieții. Însă, dragilor, trebuie să ne gândim și la pagube în momentul în care suntem pe picior de a alege greșit în viața noastră. Trebuie să ne gândim și la pagobe, la consecințe. Spune cuvântul lui Dumnezeu pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a -o și i-a zis, vino soro și nu mai continui. Ea a răspuns, nu frate, nu mă necinsti, nu-ți bate joc de mine. Asta îi spune, te rog, nu fă treaba asta. Căci nu se face așa ceva în Israel, nu facem mișelia aceasta, unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Pentru că un om dominat de poftă nu va ține cont de persoana respectivă, de viața ei spirituală, de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, de familie, de carieră. Va consuma monstrul respectiv absolut totul. El nu s-a gândit la pagube, putea să se trezească când sora lui a făcut apel la conștiință, putea să zică, domne, o să cad în disgrație publică, o să ajung de rușine, o să fiu un mișel în fața tuturor, sora mea o să fie o, o, persoană cu un handicap pentru tot restul vieții. Pe el nu l-a interesat treaba aceasta, dominat pur și simplu și a dus demersul până la capăt. Acum vorbește, te rog, te rog împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta, dar el n-a vrut să asculte. N-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și în cele din urmă a bagiocorit-o. Dragilor, pe Amnon nu l-a interesat nimic decât pofta. Nu s-a gândit la pagobe, însă plictiseal. pofta, prietenii și reți, părerile lor și prefăcătoria i-au adus pagobe devastatoare. Disgrație publică? Rușine, dispreț, dezmoștenire și l-a costat propria viață. Astfel, Amnon, dintr-un fiu regal, ajunge un mare ratat. Amnon ar fi putut să schimbe cumva cursul. În ciuda lucrurilor pe care le-a făcut, ar fi putut să schimbe cumva cursul omul acesta. Dar nu a vrut. Pentru că ultimul lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este că el ar fi putut trata situația asta cu pocăință. Dar n-a făcut-o. Ultimul lucru pe care trebuia să-l fac Amnon era să se plece înaintea lui Dumnezeu, să plângă și să se pocăiască. Însă reacția lui este reacția unui om care devine posedat, corupt în întregime. Apoi am non, a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Și a zis, scoală și du-te. a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut, izgonindu-mă. El n-a vrut să asculte și chemând băiatul care îi slujea, a zis, te rog frumos, scoate afară pe femeia aceasta de aici și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și a sfâșiat haina pe striță. A pus mâna în cap și a plecat țipând. Și Amnon, în loc să se pocăiască, a hotărât să meargă pe calea lui, pe calea pierzării. Să mă iertați pe calea celor care au ratat totul. Indiferent de urmări. El nu s-a lăsat în înduplecat de durerea surorii lui, de cerințele lui Dumnezeu și de cinstea propriului său nume. Pentru el toate acestea nu însemnau nimic. Absolut nimic. Amnon nu voia să asculte de glasul rațiunii, de glasul conștiinței sau de Dumnezeu. Protestul lui Tamar n-a însemnat nimic pentru el. Și aceasta a fost o dragoste rușinoasă și dezgustătoare. Prin urmare, a dat afară cu forța, sperând că ochii care nu se văd, se uită. Tamara a fost dat afară din casă și a pus cenușă în cap și a rupt haina pe striță cu care fusese îmbrăcată. Și s-a îmbrăcat în doliu, fapt ce a, atras, ce a atras atenția lui Absalom la ceea ce s-a întâmplat. Astfel, dragilor, Tamar a rămas cu o viață pustie, nemângâiată și nevindecată. Biblia spune că pentru tot restul vieții a rămas nemângâiată. În casa fratelui său Absalom. Tamar nu s-a mai îndrăgostit niciodată. Nu a avut niciodată afecțiuni normale pentru un bărbat. Nu a avut niciodată copii. a purtat cicatrici emoționale pentru tot restul vieții. Și viața ei a fost distrusă. Nu trebuia să se întâmple așa. Însă, dragilor, Amnon, plictisit și leneș, a dat curs poftelor carnale, patimilor, a lăsat prietenii viclen să influențeze viața, a ascultat părerea lor, negândindu-se la pagube. Și în cele din urmă Amnon a căzut drept un mișel, devenind din fiu de rege. Sunt lucruri care usucă viața noastră. Suntem într-o zonă de plictiseală? Deja știm care este următoarea etapă. Se vor amplifica poftele, dorințele. Vom căuta zone diferite de Biserică de Sfinții lui Dumnezeu. Vom căuta prieteni care să aprobe dorințele noastre carnale. Într-un final, cel care se joacă astfel va ajunge să se prefacă pentru tot restul vieții lui. Fără să se gândească la pacube. dar cu șansa de a se pocăi. Și în seara aceasta, dragilor, dați-mi voi să vă spun încă o dată, aici sunt fii și fiice de rege. Oameni care au demnitate regală. Ionadab l-a întrebat pe Amnon, pentru ce te usuci? Și ar fi putut să-i transmită un mesaj de precauție nu de perversiune. În seara aceasta Dumnezeu ne transmite tuturor un mesaj de pocăință. Sunt lucruri care ne usucă în viața noastră. Ele pot fi mai multe, eu le-am enumerat doar pe cele mai prezente în viața tinerilor. Aveți grijă de voi. De demnitatea regală de calitatea de creștin, de copii ai Lui Dumnezeu. Și lăsați ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ridice viața voastră. Lăsați ca Duhul Sfânt în seara aceasta să vă îmbrace cu putere. Lăsați ca Duhul Sfânt în seara aceasta să schimbe istoria vieții voastre. Să fiți și să fim împreună cei care înregistrează progres constant și durabil. Nu știu care sunt lucrurile care n-au fost enumerate astăzi și care îți usucă viața. Este vremea să schimbăm viața noastră. O să-l invit în continuare pe Timotei să încheie el slujba din seara aceasta. Dar înainte să vină Timotei, vrem să cântăm un cântec. Și invit și pe soția mea să vină lângă mine. Suntem înaintea unui Dumnezeu care poate reface integral istoria vieții noastre. Amnon avea și el șansa să repare multe lucruri, dar a dat cu piciorul. Dumnezeu a făcut apel la conștiința lui. Tamar a strigat cât a putut de tare că situația încă se poate rezolva cumva. N-a ținut cont și nu s-a pocăit. În seara aceasta Dumnezeu poate restaura și cele mai mari tragedii din viața noastră. Dumnezeu poate ridica chiar și cele mai cumplite situații din viața noastră. Și acolo unde era dezgrație, și acolo unde era rușine, Hristos vine cu crucea sa în seara aceasta și spune Prin sângele meu te curăț și te ridic din nou, ca să ai din nou demnitate regală și să trăiești diferit. Vă invit cu respect să vă ridicați.